Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață nu foarte răcoroasă, din păcate. Cred că și astăzi vom mai avea parte de caniculă, așa, dacă aruncăm o privire pe temperaturile de pe telefon. Ne mai așteaptă, cred, și mâine o zi foarte călduroasă. Sperăm că, până la urmă, cerul își va face milă de noi și se vor opri aceste temperaturi de 40 și un pic de grade. Nu sunt istorice, pentru că am văzut postări pe Facebook, dragii mei, că și au mai fost ani în care oamenii postează poze cu termometre din alte perioade. Gigi Buturean, de exemplu, spunea că acum 9 ani are o poză, dacă vă uitați pe Facebook, spunea că și acum 9 ani erau 42-43 de grade. Deci nu e chiar așa o temperatură istorică. De ce istorică? Istorică pentru că ar trebui ca în fiecare zi să nu uităm că istoria se repetă și că ar fi frumos, dragii mei, să păstrăm istoria, să nu uităm cum am ajuns aici și, de fapt, cine suntem. Și știu pe cineva care păstrează cu sfințenie această dragoste față de ce are astăzi poporul român, de ce are astăzi județul Hunedoara. Bună dimineața, Rosi! Face niște semne, dar n-am înțeles ce trebuie să fac. Așa? Așa? Să îmi pun casca, în primul rând. Am emoții, dragii mei. Neața! Am emoții pentru că alături de mine, în această dimineață, aici, la Dale Dimineții, am un om special. Care? Bună dimineața, mulțumesc, are rost și el, vrea să facă o surpriză. Da, alături de mine aici la Dale Dimineții, managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, Doamne ajută că mi-a ieșit. Bună dimineața, domnul Ciprian Roman. Bună dimineața, Ioana, mulțumesc pentru invitație. Mi-era dor să vin în studio la ora asta. Chiar îți mulțumesc. Face o glumă, dragii mei, dar să știți că mereu are variantă să facem emisiunea înregistrată și de fiecare dată răspunde pozitiv și vine de dimineață, începe ziua cu noi aici în direct. Pentru că așa cum îl cunoaștem, domnul Ciprian Roman apreciază calitatea. Cei care lucrează cu domnia sa știu despre ce este vorba. Nu face rabat de la calitate. Asta e un lucru, așa, să spunem, pentru zilele noastre, când auzim foarte des, merge și așa. Domnul Ciprian Roman nu merge pe ideea asta. Lucrurile trebuie făcute într-un anumit fel și trebuie făcute așa, să fie punctuale, să zicem așa. De da. Ce? Îți mulțumesc, Ioana, pentru aprecierile tale. Cu atât mai mult pentru faptul că discutăm despre un domeniu foarte sensibil. Și când spun sensibil, mă refer la faptul că această activitate, parte din activitatea noastră care se referă la artă și cultură, fie că vorbim despre cultură tradițională, fie că vorbim despre celelalte latura ale activității noastre. Așa cum spuneam, reprezintă un lucru esențial pentru noi înșine, pentru societatea în care suntem. Pentru că sunt convins că vei fi de acord cu mine. Tot ceea ce se întâmplă rău astăzi vine din faptul că undeva, cândva, s-a întâmplat ceva care nu a fost în regulă. Rezultatele le vedem acum. Dacă ne uităm și dacă îmi permit să fac o paranteză, chiar dacă este dimineață, ne uităm la, nu știu, să spun niște rezultate școlare. Am văzut și m-am indignat de faptul că, sper să nu greșesc, sunt 53 de licee unde n-au avut niciun absolvent care să ia bacalaureat. Ori acest lucru este îngrozitor, este cumplit. Vă dați seama
ce spune acest fapt despre oamenii care lucrează în acele locuri. Adică într-un liceu unde niciun copil nu ia bacalaureatul, este grav. Am făcut această paranteză la provocarea ta. Deci domeniul nostru este un domeniu, în primul rând, care este vizibil. Activitatea noastră este pe scenă, este în fața publicului. Lumea de astăzi, iată, are la îndemână mijloacele tehnice prin care să interacționeze foarte ușor cu cei de pe scenă. Și este și un lucru bun, pentru că și critica este constructivă și este bine, este firesc, este normal ca și organizator să ții cont de tot ceea ce se vede și pe rețelele de socializare sau în alte locuri. Eu personal am încercat mereu să aducem acea idee. Tehnologia nu e un lucru foarte bun. Faptul că astăzi depindem de această tehnologie în tot ceea ce facem. Dar am putea să folosim această tehnologie în favoarea noastră. Oamenii, când urcă pe scenă, acești artiști, dragii mei, muncesc, nu o zi, muncesc săptămâni, luni de zile pentru calitatea produsului. Intră într-o sală, se urcă pe scenă și totul rămâne acolo în fața 400 de oameni, 500 de oameni. Cu ajutorul acestor tehnologii putem să mergem alături de ei, dragii mei, și să-i vedem, pentru că ochiul magic al live-ului din ziua de astăzi, a rețelelor de socializare, pot să ne ducă alături de ei în momentele în care ei își manifestă actul artistic. Ceea ce e un lucru minunat, pentru că, spun asta, invitatul meu din această dimineață reușește cumva, n-am găsit eu cheia succesului, încă tot încerc, stau pe lângă domnia sa să văd care e cheia succesului, să ducă viața de artist a dânsului pe scene în toată țara, să fie un hunedorian care ne reprezintă cu mândrie, cu respect, și pe partea cealaltă să reușească aici, acasă, în județul Hunedoara, să organizeze, să fie cel care e prezent, pentru că dacă o iei pe lângă primăriile comunale și așa, peste tot îl găsești alături de oameni. Pe lângă asta are și ansamblul profesionist Răgan Muntean și școala de artă, școala populară de artă, și despre toate o să exemplificăm în această dimineață. E foarte greu. Eu încă nu am găsit, știu cine îl susține, echipa de la Centrul de Cultură Jos, pălăria, îi salut, îi iubesc, vin, eu mai fug din viața zilnică acolo, pentru că e o energie foarte faină și merg la ei să mă liniștesc de multe ori și să mă încarc cu energie. Și o salutăm pe doamna Roman, care e ori fizic, ori cu sufletul alături de invitatul meu. Ați urcat pe scene la o simplă prezentare, așa o aruncare, că vorbeam de Facebook, Ziua Internațională a Iei Românești, Sărmașul, județul Mureș, Andrei Șuraguna, județul Arad, Oradia, ați fost la spectacol în județul Bihor, Ghiroda, un spectacol care a fost urmărit online, am văzut de foarte multă lume. Cum reușiți să vă dați jos aura asta de manager și să urcați pe scenă și mereu să fiți alături de oamenii care vin acolo la scenă pentru dumneavoastră? Nu este nicio aură, este un loc de muncă. Sunt evenimente, cel puțin cele pe care le-ai prezentat, Ioana, unde colegi ai noștri din țară, din aceste județe, ne-au invitat, nu doar pe mine, au fost foarte mulți dintre interpreții hunedoreni prezenți în astfel de spectacol. De exemplu, evenimentul de la Oradea, realizat de colegul nostru Livi Buciu, care este managerul centrului din Oradea, un eveniment dedicat anului bicentenar, unde din Hunedoara vreau să-ți spun că au fost cu mine Ovidiu Homorodean și
Bogdan Toma în acel spectacol, colegii mei, apoi a fost invitat Taraful condus de Ionel Coza, pentru că tot l-am văzut în emisiunea ta, a fost Ana Almășana. Deci iată mulți hunedoreni într-un spectacol grandios la Oradea, au fost aproximativ 7.000 de oameni în fața scenei acolo și chiar îi felicit pe colegii de la Oradea pentru ce au realizat acolo. Aceste evenimente, și eu le spun evenimente în adevăratul sens al cuvântului, pentru că noi încercăm ca și instituții și iată avem acum în desfășurare și poate să-mi dai voie să vorbesc și despre aceste lucruri, avem în desfășurare 3 mari evenimente doar în această săptămână, Centrul de Cultură, Consiliul Județean prin Centrul de Cultură, pentru că trebuie să spunem de fiecare dată, așa este normal, așa este firesc, așa este corect, că aceste evenimente despre care vorbim sunt finanțate de către Consiliul Județean Hunedoara și organizate prin Centrul de Cultură și Artă. Iar paranteza trebuie să o închid spunând că nu putem decât să mulțumim acestor oameni pentru susținere. O spun de fiecare dată, susținere financiară, susținere morală și acea implicare faceți să fie bine pentru oameni, pentru public. Vorbim despre Opera Night care începe astăzi la Brad, cu o serie de 5 spectacole în municipiile și orașele din județul Hunedoara, Bradul, Răștie, Petrila, Deva și Hunedoara, după un calendar pe care cu siguranță o să-l prezentăm în timpul, așa. Avem și pe ecran în acest moment, mulțumesc, Rosi. Deci iată 5 spectacole în 5 localități, un eveniment foarte greu pentru că nu este chiar simplu. Vorbeai la început despre 40 de grade, nu este chiar simplu, gândește-te că în aceste zile sunt niște oameni care montează scene de coruri, îmbrac acele costume care nu sunt cele mai potrivite pentru 42 de grade. Toată stima pentru acești oameni, pentru acești colegi ai noștri care pentru a avea la ora 20 un spectacol bine pus la punct, au muncit câteva luni înainte și iată, cum spuneam, în aceste zile caniculare sunt la datorie pentru a-și face meseria cea de artist. Apoi, mult așteptatul eveniment de la Vața, respectiv sărbătoarea sau festivalul Taragotului, așa cum este cunoscut, un eveniment care a crescut de la an la an, un eveniment care se bucură astăzi de o prezență numeroasă. În anii trecuți discutam de 2.000-2.500 de persoane prezente fizic la acest eveniment. Este un spectacol frumos, un spectacol care adună maestrii Taragotului, pentru că așa am găsit noi formularea, cred eu, cea mai bună din acest punct de vedere. Oameni care vin nu doar din județul Hunedoara, pentru că știi, noi am avut de fiecare dată în minte când schițăm astfel de eveniment să aducem din cât mai multe zone ale țării. Bun, Taragot nu poți să aduci decât din Ardeal, Banat, Maramureș sau interiorul arcului carpatic, da? Este greu să aduci Taragot din sud sau din Moldova pentru că în acele zone nu este foarte uzual. Da. Și iată că la acest eveniment, ajuns la cea de-a 12-a ediție, sunt invitați taragotiști celebri precum Pera Bulz care deschide lista și îl salut pe Nea Pera și doresc multă, multă sănătate. Ionel Coza care acompaniază de susține întreg acompaniamentul pentru acești invitați. Dan Gâdea, Mihai Mariș, Gigi Tăbăcar. Din Banatul de Munte, ținem noi minte cam... Așa este. Iată, sunt invitați în acest an. Ca de fiecare dată, în evenimentele pe care centrul și eu le organizăm, ținem neapărat să fie prezenți tinerii. Nu există eveniment în care să spunem, aici n-aveți ce să... Nu, avem și anul acesta pe colegul nostru și prietenul tău, Adrian Lucaci, un băiat extraordinar și un taragotist de excepție, deși este foarte tânăr. Apoi un tânăr talentat tot din județul Hunedoara, care m-a contactat el și nici eu nu pot să-i cunosc pe toți,
Și când am văzut ce rezultate are acest tânăr, se numește Gabriel Demian, l-am invitat și va fi o prezență, spun eu, foarte, foarte plăcută în acest eveniment. Apoi avem un tânăr foarte talentat în zona Bradului, este elevul lui Coza, Alexandru Cobori, tot tânăr. Deci iată că acești tineri vor fi pe aceeași scenă cu mari maestri ai Taragotului, ceea ce cred eu că este un lucru deosebit. Anul acesta avem și un invitat special, deși eu nu prea iubesc această formulare de invitat special, dar chiar țin foarte mult să o invit pe scenă pe Andreea Fărcaș, este fata lui Dumitru Fărcaș, o doamnă deosebită care, cu care am ajuns să ne cunoaștem și să schimbăm impresii, pentru că dânsa a venit și a spus, este fata lui Dumitru Fărcaș, și a spus, este foarte frumos evenimentul acel al vostru de la Vața și vin cu mare plăcere, pentru că spunea, tatăl meu vorbea foarte frumos despre ce a văzut la Vața în anii cât a colaborat cu noi. Nu vreau să mă lungesc, vreau să spun doar că sunt niște evenimente așteptate, sunt niște evenimente, spunem noi, bune, evenimente care au și o componentă, pe lângă această componentă de a duce mai departe tradițiile, cultura și a fi prezentate într-un mod cât se poate de profesionist, au și o componentă economică. Să știți, să mai văd și eu diverse păreri, unele avizate, altele mai puțin, care nu se gândesc la faptul că, iată, în această perioadă când are loc Festivalul Taragotului, pentru care se cheltuie o sumă de bani din buget, dar să știți că nu găsiți un loc de cazare, nici în Vața, nici în zona Brad, ceea ce pentru operatorii economici de acolo este un lucru benefic. Înseamnă salarii, înseamnă afacerea lor merge înainte. Deci nu prea găsiți un loc de cazare. Restaurantele din zonă sunt pline, sunt convins că și cei care vin cu mașinile, 2000 de oameni, alimentează într-o stație PECO. Corect. Și iată că reușim încet, încet să discutăm și despre această componentă economică. Este foarte importantă și le recomand tuturor celor care organizează evenimente, pentru că există și în regulamentele noastre acel element care se numește raportul cost-beneficiar. Este important să investim bani în cultură, pentru că rezultatele se vor vedea peste o anumită perioadă de timp, dar iată și componenta economică este foarte importantă. Foarte bine punctat, mulțumesc! Mulțumesc. Foarte bine punctat, eu în fiecare dimineață încerc să spun asta, vă mulțumesc, nu știu dacă reușim, mai sunt evenimente, o să mergem, Rosi, mulțumesc, nu o să trecem peste nimic din ce ne-am propus să nu punctăm. Apropo de Andreea Fărcașu, am întâlnit-o la Vața acum câteva ediții. Ce e foarte frumos e că a păstrat acea legătură și când am ajuns în Elveția m-a sunat. Ea locuiește în Elveția și nu ne-am întâlnit, că nu a fost șansă, eram la o distanță destul de mare, iar și n-am reușit să ne întâlnim, dar a fost un român care atunci când eu am postat că sunt în Elveția, a fost foarte aproape de mine și a fost prima care mi-a scris bine ai venit în Elveția și vreau să ne vedem și a rămas alături de mine pe rețelele de socializare. Mă bucur că o să o revăd, pentru că cu siguranță vineri o să fiu pe 19 iulie, începând cu ora 17:30, ne vedem la Vața de Jos. O să mai revenim pe parcursul emisiunii și în emisiunile de mâine și de poimine cu detalii despre aceste evenimente care se vor desfășura în județul Hunedoara în această săptămână. Dar rămân acolo ancorată în dorința mea de a-l auzi pe domnul Ciprian Roman interpretând o melodie care mie îmi place și care e la sufletul meu, pe lângă scenele din toată țara pe care urcă, mereu ne aduce la poale de retezat. Îl rog pe Rosi pentru că de curând a urcat pe o scenă aici, acasă, la Deva, și noi am fost acolo, că vrem să-l vedem, că ne e dor de el și ne place cum ne încântă sufletul și inima. Așa ca la munte,
hop, hop, așa, hai, ha. Mulțumesc Baladele Deltei pentru că și la Tulcea și la Deva m-au acompaniat frumos. Hai, hai, dorurile m-au purtat, la 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 poale de reteza, la 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 la. Și să un potenca sus, la 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 la. Către munte m-am dodus, la 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 la. Să-mi văd urma strâns în roate, la-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 la. Să-mi aud câinii cu latră, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, ha! Hup, țampai! Hai, ha! Hai, hai! Să mă uit de vârfie munche, la-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 la. La brazii cu frunze munche, la-la-la-la-la-la-la-la. Cât de mândră ori mai crescut, la-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 la. Oricât vânt eu tot bătut, la-la-la-la-la-la-la-la. Să mă așez la umbra lor, la-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 la. Lângă o apă de izvor, la-la-la-la-la-la-la-la. Doamne, vreme bună, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Să mai stau măcar o lună, la-la-la-la-la-la-la-la. Prin coieni cu iarbă deasă, la-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 la. Să văd seara cum se lasă, la-la-la-la-la-la-la-la. Cum soarele trece ușor, la-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 la. După culmea munților, la-la-la-la-la-la-la-la. Nu s-ar trece vara, la-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 la. Din munte n-aș mai pleca, la-la-la-la-la-la-la-la. Aici stelele s-aproape, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Și mi-i cerul ca un frate, la-la-la-la-la-la-la-la. La iarba s-o ca musca, la-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 la. Vine vremea de-nturnat, la-la-la-la-la-la-la-la. Rămâi munte sănătos, la-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 la. O venit vremea din toți, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Mulțumesc! Da, la Poale de Retezat ne-a dus Rosi prin imaginile care rulează în timpul emisiunii, mulțumim. Și la Poale de Retezat ne duce o melodie care pe mine mă impresionează, un cântec. E aproape de sufletul meu, felicitări. Lumea a fost de-a dreptul. Noi putem face... Eu aș putea face o emisiune doar din voxurile oamenilor pe care i-am întrebat bună seara sau bună ziua, de ce ați venit la spectacol? Vrem să-l auzim pe domnul Ciprian Roman. Și de la Băița, de la Baia de Criș am câteva voxuri. Da, trebuie să le mulțumim acestor oameni pentru că vin, stau multe ore... poate în soare și sunt de apreciat acești oameni. Mă uitam la După Piatră, unde a fost de asemenea foarte cald, cum au stat în fața scenei și au primit toți artiștii pe care i-am avut acolo, i-au primit bine, i-au aplaudat. Este greu pentru un om să stea 3 sau 4 ore în căldură și să te mai și aplaude. E un lucru mare asta. Oamenii vă iubesc. Asta eu o văd de fiecare dată când vin la spectacole și sunt puține spectacole pe care le scap, cel puțin alea din zonă nu prea le scap eu, pentru că rămân cu sufletul acolo alături de oamenii care au primit o ladă de zestre, spun eu, și au grijă să nu se pună praful pe ea. Și invitatul meu din această dimineață face asta. Nu lasă să se depună praful pe lada de zestre ale județului Hunedoara. Și ajungem acolo la ansamblul profesionist Drăgan Muntean. Cum aș putea să spun cu puține cuvinte și mărețe, iară zice lumea că sunt.
E singurul ansamblu profesionist din județul Hunedoara. Avem foarte multe ansambluri din județul Hunedoara. Eu pe toți îi iubesc și de fiecare dată îi felicit. Și este un lucru bun. E un lucru bun. Că se întâmplă lucrurile astea la nivel de comună. Sunt foarte multe comune care au ansambluri de dansă, pentru că reușesc să scoată tinerii din fața laptopului sau a calculatorului și să îi ducă spre această activitate bună, spun eu, pentru generația lor. Sunt și am văzut în foarte multe comune și felicit pe domnii primari care susțin activitatea aceasta. Am văzut o energie, am văzut foarte mulți tineri care își doresc să danseze, să cânte, să învețe un instrument. E bine, e foarte bine. Până la instrument, mergem la un joc popular, că știți, na, că mă trag, acum nu mai e un secret, mă trag din neam de dansatori, iubesc, dragii mei, jocul popular românesc, indiferent de zona, de unde, din toată țara, pentru că până la urmă, în momentul în care reușim să ne manifestăm sub orice formă, înseamnă că trăim un moment de bucurie. Corpul de balet al ansamblului profesionist de Gan Muntean a avut o premieră pe aceeași scenă aici la Deva, un joc de vihor pus în scenă de frumoșii dansatori al acestui ansamblu sub directa îndrumare a tânărului Cătălin Bălan. Și aici o să revenim cu povestea că asta e mare lucru, să dai speranță și încredere, exact ce spune domnul manager de fiecare dată. Tinerii, dragii mei, își au locul lângă oameni, așa, profesioniști care știu să arunce un ochi și să repare lucrurile acolo unde încearcă să scârție. Dar vreau să-i vedem aici, pe scena de la Deva, pe acești tineri minunați. Thank you.
Un regal artistic. Continuăm imediat că avem și de la orchestră o bucățică, dar vreau să salut pe Cătălin, pe Mariana Lămiață, pe Ionuț Dănuț Dragota, pe Mircea Muntean și pe soția Lucătă și pe fete, pe toate. Nu vă știu pe nume pe toate, dar o să vă învăț până la urmă, promit, dragii mei. Ei sunt, o parte din ei sunt în Bulgaria în acest moment, Școala Populară de Artă, alături de o parte din ea, alături de Juri Dobreni, sunt în Bulgaria la ceva festival, dar și un pic de vacanță. Dar de acolo ne-au scris și spune așa: bună dimineața, Ioana, mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi. Da, asta e, că dacă voi nu faceți, eu n-aș avea ce să prezint, deci eu vă mulțumesc că faceți ceea ce faceți. Respect, domnul manager, mulțumim pentru încredere, de fondament, seriozitate, susținere acordată, și așa e. Da, discutam în timp ce vedeam imaginile, că atunci când se prezenta acest joc erau 38 de grade. Da. Și ei îmbrăcați în costumele acestea de bihor, vreau să spun un secret, așa că suntem numai între noi, aceste costume le-au luat împrumut ei. Ei s-au dus și, pentru că noi nu avem încă în garderobă costume de bihor, dar pentru că și-au dorit să prezinte acest dans de bihor, Cătălin a avut așa inițiativa asta și chiar m-a impresionat și îi mulțumesc și lui și îl felicit. Este un tânăr căruia noi am dat girul și cred că nu ne-am înșelat. În egală măsură felicit pe toți și le mulțumesc acestor tineri, că sunt tineri pentru că desfășoară această activitate. În egală măsură colegilor din orchestră și probabil că ai și imagini cu orchestra. S-a creat acest colectiv. Maestrul Câlțea reușește cu o mână de fier, dar și cu multă blândețe să țină, să țină unită această formulă. Deci și Cătălin și maestrul George Câlțea sunt oameni care au acel har de a aduna în jurul lor, de a uni, de a crea o atmosferă, pentru că această activitate nu se poate desfășura dacă nu există și mediul propice pentru a face această meserie de artist. Deci îi felicit și le mulțumesc și sunt mândru că sunt colegul lor. S-a creat o familie acolo la Centrul de Cultură de Artă, Centrul de Cultură și Artă a Județului Hunedoara, dragii mei, pentru că eu merg pe pietonală după ce îmi termin serviciu sau de câte ori am o pauză de peste zi, am niște prieteni acolo în centru, Lavinia și Sergiu, și eu fug la ei la cafea și îi văd că e cald, că e frig, că e dimineață, că e seara. Ei sunt, intră și iasă pe ușa teatrului de artă, pentru că acolo au sala de repetiții și orchestra și corpul de balet. Și văd că merg la studiul, îi văd și pe dansatori și pe instrumentiști, ore în șir, că îi vezi când intră și de multe ori eu sunt plecată și ei nu iasă de acolo. Ore în șir de studiu și muncă și repetiții pentru fiecare pas sau pentru fiecare melodie, înainte să mergem la orchestra profesionist.
a ansamblului Drăgan Muntean, vreau să dau citire unor mesaje. Ioana Tatiana, bună dimineața, felicitări meseriei de artist. Ioana, dragă, mă bucur că ne-ai scris din nou. Te pupăm, te îmbrățișăm, mulțumim pentru mesaje. Adrian Mureșan, uite, un dansator de la Hațegana, de la ansamblul Hațegana, și domnul Vasile Enea, care va veni în curând aici la noi, spune, bună dimineața, o zi frumoasă tuturor, felicitări domnului Ciprian Roman, spun cei de la Hațegana. Mulțumim. Adrian Mureșan, e vocea lui Daniela Enea, văd că e alături de noi. Băneasă Fiuța ne spune felicitări și succes în continuare. Tanti Maria Hinz ne spune bună dimineața, felicitări domnului Ciprian pentru tot ce face. Așa e, tanti Maria, mulțumim mult de tot. Văd că Tiberiu Claudiu Barstan e alături de noi, îl salutăm, și el e un iubitor de tradiții, sunt fer convinsă, și de istorie și de tot ce e pur și curat. Și are neamul ăsta. Nu putem decât să facem acel cerc al binecuvântării și să dăm mâna, dragii mei, și să fim acolo, aproape de acești oameni care fac lucruri minunate. Și mergem la Bucățica cu orchestra. Aici o să fie, e ceva diferit, e ceva ce eu n-am mai văzut la orchestra. Este o concepție a maestrului, da, Câlțea, pentru o foarte bună idee, pentru a pune în valoare fiecare instrumentist în parte. Veți vedea că fiecare are o intervenție și nu o intervenție simplă. Din contră, sunt intervenții foarte complicate, atât a celor care sunt angajații ansamblului, dar și a colaboratorilor, pentru că, trebuie să spunem acest lucru, nu toți cei care sunt în formula pe care o vedeți sunt angajații noștri, pentru că nu avem atâtea posturi în organigramă, și atunci avem colaboratori, putem să le zicem permanenți, care s-au alăturat echipei noastre și reușesc împreună să creeze acest nucleu. Dar veți vedea, fiecare dintre instrumentiști este pus în valoare la un moment dat, fiind susținut de către ceilalți, și cred că e un lucru interesant pe care l-am văzut că l-au preluat și alte ansambluri după modelul nostru. Să urmărim, dragii mei, cu sufletele curate ceea ce fac acești oameni minunați. Thank you.
Intrați pe online, o să o postăm. Mai erau încă 5 minute din acest regal artistic. Vreau să salut pe domnul profesor Gheorghe Câlțea, văd că e aici alături de noi, și maestru Pera Bulz. Îi iubim și le transmitem multă, multă sănătate și putere de muncă și promit că această suită să o postăm separat. Dar vreau să îi felicit pe toți cei care fac parte din această orchestră. Și vreau să nu pe Ticușor, pe Fălăuș, pe Ovidiu Urziceanu, pe Adi Lucaci, pe cine? Vali, ajută-mă! Stăncioi, mulțumesc, Rosi, pentru că mereu îl învățat aproape pe toți, știu, care sunt membri și o parte, l-am văzut și pe Sisi, el vine mai rar acolo pe scenă, nu pot să uit, și pe vioara lui Florin Risipitu l-am văzut acolo, pe nepotul, pe Seba, nepotul domnului profesor. Aș vrea să cred că fac parte din familia dumneavoastră. Da, sigur că noi considerăm, Iona, că faci parte și și numele lor și numele personal vreau să-ți mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l dai, pentru modul în care vorbești, pentru modul în care promovezi acești oameni, pentru că ei merită. Sunt oameni care muncesc mult, sunt tineri talentați. Sebi are 19 ani și ați văzut ce... A fost alături de bunicul lui aici la emisiune. Ce tânăr talentat, să știu. Și îl felicit și pe el, dar în special pe bunicu. Îl iubim pe bunicu. Să țină tot așa, să-i dea Dumnezeu sănătate și să nu renunțe să mai aducă tineri așa în față, cum i-a adus pe aceștia și cum a reușit să-i unească, așa cum am spus. Și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate și să știți că nu fac afirmații gratuite. Aici mie mi se pare că e așa un puzzle perfect. Eu sper să nu se miște nimic, să rămână totul așa. Și am învățat eu la Germanus, la compania aia de care am lucrat foarte, foarte mulți ani, nu mai există, s-a desfințat, Rosi, mulțumesc, de aia am pronunțat numele. Am învățat acolo un lucru: dacă lucrurile nu merg bine, fă lucrurile altfel dacă vrei să ai alte rezultate. Dacă lucrurile merg bine, nu schimba nimic, lasă lucrurile la fel. Și acum se pare că lucrurile se leagă și îmi doresc să rămână așa. Mai avem foarte puțin timp din emisiune și îmi cer iertare că nu dau citire tuturor mesajelor pe care mi le scrieți, dar vreau să parcurgem o altă, mergem acolo la Căstău, dragii mei, pentru că, așa cum am spus și vin și cu dovezi, praful de pe lada de zestre a județului Hunedoara e cineva care are grijă să nu se pună. Și povestim despre Relu de la Căstău, dragii mei. Relu de la Căstău, un om pe care mulți dintre noi nu l-am cunoscut, dar care există cumva pe gurile oamenilor de pe Valea Costăștiului, da, și în amintirea lor. Acest festival, că este vorba despre un festival de tarafuri tradiționale, ce poartă numele Relu de la Căstău, Relu Sibișanu, numele lui real, dar era cunoscut în zona munților Orăștiei ca Relu de la Căstău. A fost un muzicant vestit, un muzicant foarte iubit în acea zonă, în perioada în care a trăit, și cel mai important lucru, faptul că Relu de la Căstău a reușit să lase în urma sa niște înregistrări, niște documente muzicale foarte valoroase, autentice, învârtite din zona Orăștiei. Are urmași care au dus mai departe tradiția familiei și autoritățile din zonă au venit și au spus: dom'le, trebuie să facem un festival, și nu puteai să faci decât un festival de tarafuri tradiționale. Ce înseamnă tarafuri tradiționale? Înseamnă că aceste formule mici, de până în 5 persoane, vin cu instrumente tradiționale, vorbim de vioară, contrabas, braci, nu o să vedeți o orgă sau saxofon, cu tot respectul pentru aceste instrumente, dar este conceput ca un festival, așa cum spuneam, de tarafuri tradiționale. Mai vedem foarte rar, spre deloc, astfel de inițiative. Prima ediție care a avut loc anul trecut s-a bucurat de un succes
extraordinar de mare. Am întâlnit oameni care spuneau acolo în căminul de la Căstău, unde are loc, domne, ce inițiativă și ce frumos, pentru că nu prea mai ai posibilitatea să vezi într-o sală de spectacol, fie și un cămin cultural, aceste formații tradiționale. Unii vin din satul mare, din Suceava, din Bihor, nu știu Alba, exact. Alba, Mureș, da? Harghita, și, Suceava. Și atenție, concurează. Este un concurs de tarafuri tradiționale. Dacă ar fi după mine, eu le-aș da primii tuturor, pentru că eu nu vreau să vă pun în locul celor din juriu. Și apropo de juriu, am ținut de fiecare dată ca cei care jurizează și fac departajarea acestor concurenți să fie oameni de specialitate. Vreau să vă spun că președintele juriului este profesorul Gavril, profesorul Dejeu de la Academia de Muzică din Cluj, care are lucrări pe subiectul respectiv. Apoi profesorul Elian Drone, o personalitate din Orăștie. Maestrul Gheorghe Câlțea este membru al juriului. Ionel Coza este membru al juriului, adică sunt oameni care la rândul lor conduc orchestre, au lucrat foarte mulți ani în acest domeniu și pentru ei este foarte greu să departajeze aceste formații de oameni simpli. Să știi că sunt niște oameni extrem de simpli, care vin toți cinci cu o mașină de la distanțe mari, dar vin cu atâta dragoste pentru meseria asta lor. Majoritatea dintre ei o păstrează din moși strămoși, sunt copii sau nepoți a celor care odinioară aveau aceste preocupări în satul românesc. Deci este o acțiune altfel, pentru că Centrul de Cultură, așa cum știi Ioana și cum spun de fiecare dată, are în calendar diverse evenimente culturale. Dacă vorbeam despre operă, iată că acum vorbim în zona Orăștiei, la Căstău, despre un festival de tarafuri tradiționale, iar la Vața vorbim în inima țării moților despre festivalul Taragotului. Nu sunt gândite întâmplător, sunt toate aceste lucruri sunt analizate, sunt studiate. Nu mi-am dorit niciodată, nici eu, nici echipa mea și mai ales conducerea Consiliului Județean care ne sprijină, să realizăm aceste lucruri doar de dragul de a fi realizate, bifate și ne vedem la anul. Nu, niciodată. Dacă la Vața vom avea un regal artistic a unui instrument de lemn, greu de înțeles, pentru că am făcut câteva emisiuni și cu domnul profesor Ionel Coza și cu Nenea Perabulz și cu Adi, un instrument foarte greu de Deci să te rog să-mi dai voie să fac o paranteză, că vorbești de instrument și uit, îmi cer scuze că te întrerup. Aseară am fost sunat de un cetățean maghiar, un cetățean care este constructor de sau confecționează tararot. Foarte mulți instrumentiști români merg, pentru că trebuie să recunoaștem, ei sunt cei mai pricepuți în a construi taragotul. Și m-a sunat că își dorește, a auzit de festivalul taragotului și își dorește să vină din Ungaria. Deci, atenție, un om care construiește aceste instrumente își dorește să vină la Vața la festivalul taragotului. Avem o problemă cu cazările, pentru că e plin în această perioadă, dar îl aștept, nu știu să-i spun numele, îmi cer scuze, dar este mare lucru ca un om care cu așa ceva se ocupă și are clienți din toată Europa, nu doar din România, dar să-și dorească să vină la Festivalul Taragotului. Acest regal artistic, nu l-am auzit pe Rosi ce vrea să spună, dar mi-a transmis ceva prin cască. Mai zi o dată, Rosi. Vrea să audă cum sună instrumentul. Corect, așa e și aici, la Vața, credeți-mă, vineri, 17:30, la Vața de Jos, un regal artistic. Tot la Vața de Jos o să puteți să-l vedeți pe scenă pe invitatul meu, de-abia apuc, alături de Vlad Lință. Mai sunt în spectacol Olguța Berbec. Și Ghiță Călțun-Brancu. Nu chemăm întâmplător acești invitați. Olguța Berbec vine cu soțul, cu Remus Nova, care la rândul său este un taragotist foarte bun și foarte apreciat în Banat. Olguța reprezintă zona Olteniei, pentru că într-un eveniment trebuie să ai zone diferite. Corect. pentru diversitatea publicul, momentelor. Pentru că
Iar Ghiță Călțun Brancu este un bănățean de asemenea în vogă, un bănățean cerut cu un repertoriu foarte, foarte frumos și este și un bun prieten al meu din anii când băteam televiziunile și festivalurile când eram tineri. Dumnezeu să-l iertă pe Tiberiu Ceea și să-i dea Dumnezeu lumina acolo unde îi da, am văzut postările. O salutăm și pe Felicia Stoian, ne vedem cu ea la Vața. Dacă vă e dor de o lăutărească, dragii mei, pe coarda e groasă, curată, ne vedem la Căminul Cultural din Căstău. Zic bine, domnul da. Manager? Începând cu ora 15. Începând cu ora 15. Duminică. Iubitorii de operă și operetă, un regal artistic în aer liber începe în această seară, începând cu ora 21 la Traviata, în Brad, Piața Aurului. Mâine seară, mai Fair Lady, la oră știe, tot cu ora 21, rock în opera, în incinta Minei din Petrila, tot ora 21, dragii mei, Hunedoara, Castelul Corvinilor, nu se putea altfel, Madame Butterfly, și încheiem la Deva, dragii mei, în 21 iulie, Carmen, în curtea interioară a Consiliului Județean Hunedoara. Asta înseamnă farme cu emisiunii, cineva ne sună în direct, dar răspundem după emisiune. Nu ne luăm la revedere înainte de a vă mulțumim pentru prezența în emisiune. O salut încă o dată pe soția dumneavoastră, pe Dana, pe doamna Roman, și vreau să mai salut încă un om foarte important pentru dumneavoastră și pentru noi, că am înțeles că ne urmărește, pe mama dumneavoastră, și mulțumim. Da, mama are programul ei dimineața, dă drumul la găini, după care neapărat deschide televizorul că vine Ioana cu de-ale dimineții. Deci să fii convinsă că mama e acolo și te... Vă mulțumim, vă aștept aici, că mai avem festivalul, mai e Țebea, mai avem de povestit lucruri minunate, nu putem vorbi decât despre lucruri foarte faine, și mai vreau să salutăm pe domnul președinte Nistor, pentru că îi mulțumim, nu pentru că e președintele Consiliului Județean, pentru că e acolo alături de oameni. Este alături de acești oameni și nu o spun doar eu și nu o spun doar tu, o spun inclusiv colegii mei din orchestră despre care am vorbit în emisiune. Îi mulțumim pentru modul în care sprijină această activitate și pentru modul în care o înțelege, pentru că domnia sa și ceilalți colegi din Consiliu, cum este Costel Avram, administratorul public, care ține foarte mult la tot ce se întâmplă, și tuturor colegilor din Consiliul Județean, pentru că fără sprijinul lor aceste lucruri nu s-ar putea realiza. Trebuie să le mulțumesc, dacă îmi dai voie, și persoanelor, cetățenilor care ne trimit gânduri bune și care ne încurajează. Eu le mulțumesc și celor care ne critică. Învățăm sigur și poate din toate aceste mesaje, pentru că nu este nici foarte bine să ai doar mesaje de bravo, felicitări. De bravo, felicitări. Mulțumesc. Adevărat. Ne luăm la revedere, dragii mei. Aș mai sta aici, aș face o emisiune de 3 ore, dar oamenii mai au și treabă adevărată, pentru că mai are de muncă. Lucrurile nu sunt gata, festivalele abia încep. Va fi un weekend foarte încărcat, o săptămână foarte încărcată. Și caniculă. Ne luăm la revedere mâine dimineață. Fabiu Schiseli, directorul de la Goscom, oră știe, activitatea Goscom, va veni alături de noi să mai învățăm câte ceva și despre apă. Că na, poate în vremurile astea de caliculă doar apa ne mai răcorește. Până mâine dimineață, când ne revedem aici la Dale Dimineții, eu nu pot decât să vă spun simplu: vă iubesc și să vă rog să dăruiți și dumneavoastră din iubirea dumneavoastră pe care ați primit-o de la Dumnezeu celor de lângă dumneavoastră. Într-o bună zi ea să vă întoarce, vă garantez, eu primesc iubire în fiecare zi de la voi.